Bă, cum se existe așa ceva? E papuși tip șezlongă, e pe buni? Salve, șacalilor, ce faceți? Roșilor, mă bucur că sunteți aici, poftă bună dacă mâncați, sănătate părinților voștri. Astăzi vom face un episod în care ne vom uita la lucruri care n-ar trebui să existe. O mică glumiță, eu la începutul anului mi-am propus ca până la finalul anului să facem 1.500.000 de abonați. Mai avem cam vreo 100.000. Și alte chestii, fraților, nu o să ghiciți, dar mi-am făcut un tatuaj. O să vi-l arăt acum și să-mi lăsați un comentariu dacă vreți să facem un episod în care vă explic tatuajul. Ce părere aveți, fraților? Nu o să vă explic acum pentru că ar fi nașpa. Dar este tare, pentru mine este tare. Oare de când am mai făcut asta? Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Ca prima chestie care n-ar trebui să existe, avem șosete cu model de sandală. Cât de cringe. O să dau zoom, dar uite cât de cringe s-ar vedea, what the fuck, frate. Efectiv am mai văzut șosete cu pui, gen picioare de pui, așa, știi, se vede, îs negri sau picioare de pui, și ca și cum avea chicken legs. Nu știu de ce, dar cred că am ghicit ce-și dorește bunica tu de Crăciun. Aceste șosete cu sandale. Capiste să ia și sandale. Vara, că iarna nu o să-și ia sandale, ești terminat. Deci, în primul rând, ar fi foarte multe de zis, dar ce să zic, nu mai zic, prefer să nu mai zic nimic, că ți-au zis destul. Ar fi de pomană, dacă aș mai zice ceva. Bă, este atât de greșit, bă, de ce ai purtat așa? Bă, și efectiv, gen, îs papuși de sus până jos, gen, imaginează-ți că tu nu... Gen, te încalți așa cu ei ca pantaloni. Imaginează să ieși cu ăștia pe stradă. Auzi, băi, ți s-a delegat șiretul. Leagă-l. Imaginează de acolo jos să-ți dezlege cumva, să-ți iasă așa și să fii cu prietenii tăi, să mergi pe stradă. Știi momentul ăla când mergi cu mai mult și te oprești, știi, să-ți lege șiretul, știi? Și sunt genul de oameni care te așteaptă, sunt genul care merg. Imaginează să prinzi de aia care merg în față, știi, și nu te așteaptă, să duc mănâncă, să duc la un film până leși tu. Să duc, joacă un meci de CS, nu dă de permis de acolo, ia permisul până termin tu delegat ăștia. Știi ce sunt astea? Sunt măști bikini, bă, ăștia care merg la plajă în China, poartă măști bikini, bă. Imaginează-i să mergi la plajă, să porți mască bikini. Ca să nu te... nu mai zic nimic. Poți să fii dezbrăcat în fundul gol, dar să iei masca asta. Pentru că poate sunt oameni cărora le este rușine să te uiți la fața lor. Și preferă să te uiți la bucuțile lor decât la fața lor, efectiv. What the fuck, fraților? Efectiv am intrat pe un site să caut aceste măști și... nu-s la glumă, chiar există. Auzi, băi, că le poartă, uite-o că-i cum le poartă ăștia în apă, n-au nicio treabă să se ferească de razile soarelui, ci că sunt foarte periculoase. Ia uite aici, nu pot să cred. A, uite aici cum merg ăștia. Băi, monstru din Loch Ness, băi. Bă, cred că sunt singurul youtuber care filmează cu cearșaf de ăsta pe scaun, ca să-mi transpire, efectiv, că e prea cald în casă. Hârtie igienică cu Nutella. Da, hârtie igienică, de ce? Nu-ți place Nutella? Nu faci Nutella? Am înțeles, mamă, stai că acum am înțeles, mă jur, efectiv a trebuit să o zic ca să pot să înțeleg. Efectiv, da, ai hârtie cu așa și o pui și, și când faci bup, rămâne Nutella. Gândiți-vă că am salvat poza asta, dar am găsit-o pe site, am pus-o în folder ca să filmez clip cu ea și nu m-am gândit. Și acum când am spus-o, efectiv, m-am gândit. Faci așa semiș cu Nutella, gata, hai, vă rog, frog, cred că de-aia nu suntem lumea la clipurile mele. Poftă bună ăștia care mâncați, cați că nu v-am zis. Nu știu dacă mai aveți poftă și nu știu dacă mai mâncați. Și nici nu știu dacă mai sunteți aici, cred că ați dat X de mult, da? Ai, sper că ați dat un like măcar la clip. Și că cea mai proastă invenție că nu vezi cările astea. N-ai voie să cobori pe ele, legit. Dacă vă uitați în dreapta, de jos în sus, le vezi. Dar dacă vii de sus de aici, de la ușa asta, uite cum se vede. Crezi de fapt că pui piciorul, știi, pe deasta albă. Dar de fapt îl pui pe deasta albă cu 3 trepte mai jos și te-ai tot dus. Știți momentul ăla, sigur, mi s-a întâmplat când pur și simplu gen crezi că... ai terminat scara și de fapt mai e una și te duci așa în față, adică era să rup picioarele la tăveri când am pășit două scări mai erau, nu la două. Ca băieți, asta e invenție tare, super tare, mi-a plăcut, bine rău, bine, 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 foarte tare invenția, foarte bine rău de tot. Da, foarte tare, da, 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 ce tare este această invenție, wow, poți să-ți rupi capul pe acestea, nu nicio problemă, wow, ce tare! What the fuck? Și când prietena mea mi-a cumpărat de Crăciun mărușile astea, dar toate degetele scusute la fel. Uite cum arată, vere. Acum m-am gândit, credeam că toate sunt la fel, dar aparent nu sunt, că așa ar arăta dacă ar fi toate la fel. Arătătorul ca arătător, dar mie mi se pare că ăsta micu-i făcut chiar mai mare decât arătătorul, vere. Uai, dar cum arată? Băi, acum mă gândesc, fraților, cum ar fi să avem toate degetele la fel, gen? Ok, gândiți-vă că asta e mâna mea și acum o să fac toate degetele de aceeași înălțime.
Zici că-s păsărăți lungile din Hara Palp să mor. Uitându-ne așa la toate chestiile pe care le-am făcut, le-am salvat eu până aici, le-am comentat, dar vreau să știu și eu cum s-au gândit unii oameni să inventeze, dar nu asta este problema. Bă, hai te mai gândești, că te mai gândești, bă, cum ar fi camera asta să fie, nu știu cum, ba. Bă, cum e efectiv, cum îți vine cheful, frate, să zici, bă, astăzi mă duc până la fabrică și dau măsura, vreau să fac această mănușă cu toate degetele la fel. Efectiv, frate, dai telefon, ai nevoie de bani să faci asta, te duci, ai, cumperi materiale, frate, te duci, chiar plătești, chiar aștepți să facă oamenii aia și chiar ajunge la produsul final și zici, bă, efectiv, ce tare. Cum se face asta? Pardon, chestia asta chiar ar trebui să existe, nu să nu existe. Băi, tonomat de pizza, cine are tonomat de pizza, băi? What the fuck, stați o leacă, frate, mi se pare prea tare această invenție. Este pe bune prea tare, din ce cauză? Păi cum să te duci, te stai la coadă de aia să-ți iei așa, te duci la, ca și cum ți-ai lua o cafea, zici, mai mulți mi-au pizza. Și efectiv, bagi așa un dolar. Să-ți cadă pizza, gen, cât de tare. Ați cumpăra pizza dacă aș aduce un tonomat la voi în oraș? Tonomat de pizza. Pe bune, dar... Băi, sunt atât de cretin încât chiar aș face asta, pe bune. What the fuck, cineva chiar a inventat șampon cu chipsuri. Șampon cu aromă de chipsuri. Moisturizing face wash. Ia uite, nacho cheese. Te speli cu Doritos pe față. Bine. Gel de corp care miroase a suc. Da. Imaginează-ți că place o gagică și în sfârșit o întreb dacă vrea să iasă cu tine și acceptă. Și după ce acceptă, mereu zici, te pregătești de ziua aia mare. Îți iei șamponul de chipsuri, te speli așa pe față frumos. Mamă, când mă miroase astea, miroase a chipsuri. Doamne. Te dai cu desa de suc pe corp și te întâlnești cu femeia. Ca idei. Vine fata aia să te îmbrățișeze. Dă fata aia să te povează. Zic, ce-ai, dar de unde vii? De unde lucrezi? La bucătăria Bacăului? Unde lucrezi? La cantină, unde lucrezi? Știi cum sunt pastile aia de dinți care mai au cristale? Așa vezi că la asta mai are așa de alea de Doritos, de chipsuri, așa. Rămân pe piele. Dacă ar face cineva gel de duș cu aromă de șnițele. Nu, ca idei, da, mi-ar plăcea să miros a șnițele, da. Și ce? Recunosc, ăsta sunt eu, îmi plac șnițele. Chiar îmi plac șnițele foarte mult. Gen legit, îmi plac foarte mult șnițele. Ai 30 de ani, vine Crăciunul și fiica ta mică îți cere un cadou de Crăciun, o păpușică. Este 24 seara decembrie și n-ai apucat să iei nimic și te duci să iei o păpușică și aduci asta. Da. Tati, tati, ce asta? Ce, e un bebeluș la borcan? Nu asta ți-ai dorit? Ce, lasă, tu te joci cu el și după măta pune murăturile acolo. Ce, 2-1? Tati, nu la asta mă referi. Ba da, ce ai? Joacă-te, n-auzi? Hai, joacă-te, mă joc și eu cu borcanul după. Mai are și căciulă la, mă, se asfixiază la de calmă, scoateți-i căciulă, mă. Bă, dar poți să-i pui, bă, în borcane, bă, mi se pare atât de greu. Bă, dar în borcane, bă, costul de producție este mult mai mic dacă faci o cutie. Bă, o cutie așa, bam, bam, o cutie și l-ai pus acolo. Bă, dar borcan, dar imaginați plasticul ăla costă mai mult să faci tot ăla, să iei măsura la bebeluș și încapă bebelușul în borcan. Cum să dai, bă, bebeluș la borcan, bă, voi realiza la cine uităm? Seria lucrurilor care n-ar trebui să existe continuă, o toaletă în mijlocul, efectiv în mijlocul casei. Bine, rău. Haideți să ne gândim un pic. Nu mai bine încăpea, gen. Bă, pe bune, stăteai o leacă mai strâns, dar o puneai sub floarea aia verde acolo în colț, dar o pui aici, bă. Bă, și cu fața direct spre ușa, adică dacă deschide cineva din greșeală ușa, te uiți așa direct în ochii lui, faci eye contact așa. Stai tu așa pe telefon, deschide ușa. Am mâncat chipsuri. Frate, dar este atât de incomod, bă, să ajungi în duș, trebuie să o colegi, vezi, sari peste toaletă sau te urci așa cu un picior aici, cu un picior pe vasul ăsta și după sari direct în duș, sau cum face? Sau te uiți, te speli stând pe... Asta chiar este tare, să te speli pe mine în timp ce stai pe WC-ul, în caz că ai uitat, este tare. Bun, bine, rău, invenția aceasta, mi-aș face și eu. Lege, dacă aș avea bani, sau când o să am bani și o să fac, dacă îmi permis să-mi fac o casă mai mare decât vreau eu, aș face o cameră de-asta la troll. Efectiv, unde toate sunt chestii. Și aș scrie acolo baia invitațiilor sau camera invitațiilor, știi? Aș face geam cu termopan, aș pune un perete în față. Aș face, pun toaletă de-asta așa. Aș face peretele ca atunci când deschizi ușa să dea direct în perete, să intre așa pe o parte, știi? Să nu poți să deschizi toate. Legit. Bă, cum să existe așa ceva? E papuși tip șezlongă, e pe buni. Bă, ce faci, veri, te culci aici? Te-l pui pe nașul ăla mica tău să culci. Bă, uite, veri, ce suport, dar cu meda poți să mergi cu ăștia, se poate? Bă, ești prost, zici că-i podul la Cerna Vodă, fără caterincă. Plătesc ăștia taxă, bă, când treci pe stradă, bă, să treacă peste tine, le cer taxă, bă. Să repar tocurile, doamne ferei, bă, sunt scârboase, bă. Bă, ca idei, sunt foarte scârboase. Nu știu dacă există, dacă nu, dacă e Photoshop sau nu, dar sunt grețoase, gen, efectiv. Pe asta, astea ar trebui să le bag, efectiv, la un clip care se numește cele mai inconfortabile lucruri. Sau încearcă să te simți inconfortabile. Pe bune, dacă, bă, mă simt foarte inconfortabil. Ai 30 de ani din nou. Face-te un copil. Nevastă ta stă acasă cu copilul și zice, te sună, zice, ia-și tu o suzetă la copilul ăla, bă, că numai, că săracul plânge, bă. Te duci, vii de la muncă, te duci, treci pe la magazin, e o suzetă. Și ia tu suzeta asta, bă. A
chiar era cea mai tare chestie. Asta legit este tare rău. Bă, nu că tare, tare rău de tot. Pe bune, asta chiar aș cumpăra asta, ok? Pe asta aș cumpăra. Fiul meu din viitor, dacă cumva, când o să crești tu mari și o să vezi asta, îmi pare rău. De aici au pornit totul. Bă, sunt scârbite. Bă, nu știu dacă sunt dezgustat sau mi-e rău. Bă, ce este asta, frate? Este foarte pe bune. Trebuia să fac clip cu... Dar o să fac. Ok, urmează clip. Încearcă să nu te simți inconfortabil. O să pun chestiile... Mă simt foarte... Mă simt jenat. Îmi este rușine. Oameni, o pun și coadă tot făcută din bebeluși. Bă, ce... Ce asta, bă? What the fuck e? Zici că e... Bă, pe bune, deci mi-aduce aminte de monștria, frate. Din The Forest, frate. Pe bune, dacă nu. În afară de acel toromat de pizza... Toate chestiile de aici n-ar fi trebuit să existe. A, și disuzeta aia, da, ok. În afară de astea două n-ar fi trebuit să existe nimica. Am asta au fost videoclipul Barbați. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț. Chiar am mai crescut acel Instagram, am făcut 315.000. Am scripat follower. Foarte, postez foarte multe chestii, puteți să mă vedeți în timpul liber, cum fac antrenamente, cum gătesc, cum toate alea. Cu siguranță v-ar plăcea. Încercăm din nou să postăm în fiecare miercuri sâmbătă. Încercăm, am zis. Codul Sneak Pifuș 80% reducere, ia cele mai frumoase haine, fă-te așa frumos ca mine, cu o combin pe gagica aia. Te mai dai și cu șampon de chipsuri și crede-mă, chiar o combin. Și să vă mai zic ca de fiecare dată, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Babu!